Ne apropiem de jumătatea Evangheliei lui Luca. La vreo 8 zile după ce Iisus anunțase ucenicii că unii din ei nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, cum scrie în capitolul 9, versetul 27, Domnul i-a luat cu sine pe Petru, Iacob și Ioan și i-a urcat pe munte să se roage. În timpul rugăciunii, înfățișarea lui Iisus a suferit o transfigurare, literal o metamorfoză, o anticipare care ne arată ce se va întâmpla și cu noi în ziua aceea viitoare când vom fi schimbați ca Iisus la întoarcerea Lui. Vezi și 1 Ioan capitolul 3, versetul 2. Apostolul Petru va întări de altfel amintirea acelei experiențe în 2 Petru capitolul 1 de la versetul 16, afirmând că a întrezărit împărăția atunci pe Tabor, unde în timp ce Domnul se ruga, doi bărbați au apărut lângă el, Moise, reprezentantul legii, și Ilie, care îi reprezenta pe proroci, vorbind cu Iisus despre apropiata moartea Mântuitorului. Cred că pe ucenicii adormiți a trezit strălucirea pe care o emanau cei trei. Fără să înțeleagă pe deplin ce văzuse, Petru a sugerat să ridice acolo trei adăposturi pentru a marca evenimentul, punându-i astfel pe Moise și pe Ilie pe picior de egalitate cu Iisus Hristos. Dar la fel fac și azi destui, când îl plasează pe Domnul Iisus alături de Buddha, Mahomed, Moise, ca fondator de religii. Dar Iisus Hristos nu a fondat o religie. El a murit pentru salvarea omenirii. El este Mântuitorul. Mântuirea noastră nu este printr-o religie, ci suntem mântuiți de și prin Iisus Hristos. Înlătură religia și îl vei afla pe Iisus. Pe drum spre Ierusalim, în vreme ce Domnul le tot vorbea despre iminenta sa moarte, ucenicii au început să se ciondănească pe tema care dintre ei va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Apoi au cerut pedepsirea unor săteni care se împotriveau învățăturii, iar Domnul a fost nevoit să afirme apăsat, în versetul 56 din Luca 9, că Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Iisus face în această perioadă două lucruri semnificative. Întâi, trimite 70 de ucenici să-i pregătească și să-i anunțe venirea. Ei trebuiau să slujească oamenilor și să-i învețe cuvântul lui Dumnezeu. Lucruri simple și esențiale, precum oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Versetul 62 din Luca 9. Al doilea lucru a fost că Domnul le-a vorbit oamenilor în pilde. Vezi pilda samaritanului milostiv, Luca 10 de la versetul 25. Astfel încât cei ce doreau să creadă să înțeleagă, iar ceilalți să fie derutați. Pe drum spre Ierusalim, Iisus și ucenicii săi au vizitat pe prietenii lor, Maria, Marta și Lazar, care i-au oprit la masă. Dorind să fie o gazdă cât mai bună, Marta l-a rugat pe Iisus să-i ceară Mariei, care se așezase la picioarele Mântuitorului, să o ajute. Dar el i-a spus cu blândețe, Maria și-a luat partea cea bună. Dacă și tu te simți frustrat și încurcat ca Marta, de dragul Domnului, așează-te la picioarele Lui. Cercetează cuvântul lui Dumnezeu și vezi ce ai de făcut. Maria așa a procedat și a fost lăudată de Iisus.